Salutare, dragi copii! Bine ne revedem la o nouă lecție de matematică. Sunt eu și Ronțăilă, bineînțeles, care este tare bucuros pentru că participă la lecția noastră. L-am lăsat pe Azorica acasă astăzi pentru că mai are de învățat împărțirea la 3 și a zis că e tare ocupat. Hai, Ronțăilă, până pregătesc eu materialele, spune-le ceva copiilor. Bună, dragi copii! Mă bucur tare mult că voi participa la lecția voastră. Să știți că eu am învățat împărțirea până la 3, am învățat împărțirea la 2, am învățat împărțirea la 4. Nu, n-am învățat-o, nu. Am învățat-o pe cea cu 2 și am învățat împărțirea la 3. Și astăzi sper să reușesc să învăț împărțirea la 4. Pa, vă pup! Mă duc repede în bancă să-mi pregătesc cele necesare. Pupici! Dragii mei, astăzi vom învăța la împărțirea cu 4 despre niște vietăți care sunt foarte, foarte bucuroase primăvara. De fapt, cine nu-i bucuros primăvara? Toată lumea e bucuroasă. Fiți atenți! Erau odată 4 flori. Am să așez cele 4 flori pe tablă. Foarte bucuroase pentru că sosise primăvara și au deschis bucuroase petalele. Uite, le voi pune așa, 4 sus și voi pune 2 mai jos. Deci, cum vă spuneam, florile erau foarte bucuroase și zâmbeau toată ziua, fericite că a venit primăvara. Să punem cele 4 floricele. Aici, așa, bun. Deci vă spuneam că 4 flori foarte bucuroase de sosirea primăverii își deschiseseră petalele și râdeau la soare. Deodată, în zbor, au apărut 4 albine care s-au așezat fericite pe cele 4 flori. Câte albine sunt pe fiecare floare dacă s-au împărțit în mod egal și nicio floare nu a rămas fără albine? Deci, dragii mei, uitați, acestea sunt cele 4 albinuțe. Ele s-au așezat fericite pe cele 4 flori și s-au gândit, oare cum ne putem așeza? Suntem 4 albinuțe, hai să și scriem lucrul acesta. Deci avem 4 albine care s-au împărțit în mod egal pe cele 4 flori. Oare câte albine s-au așezat pe fiecare floare? Evident că s-a așezat o albină pe o floare, alta pe altă floare. Hai să o punem un pic mai sus să stea. Alta pe altă floare. Așa, și alta pe altă floare. Deci, dragii mei, dacă împărțim 4 albine la 4 flori, pe fiecare floare avem câte o albină. Cum verificăm dacă rezultatul împărțirii este corect? Înmulțim câtul cu împărțitorul, dar înainte să ne amintim
Primul număr, cel pe care îl împărțim, se numește de împărțit. Îl voi nota cu un D. Numărul care ne arată la cât împărțim, la 4 flori, se numește împărțitor. Și rezultatul împărțirii se numește cât. Deci, pentru a verifica dacă am lucrat corect, vom proceda așa. Vom înmulți câtul cu împărțitorul și trebuie să ne dea de împărțitul, adică 1 ori 4, 4. Am lucrat corect. De fapt, țineți minte, dacă de împărțitul este egal cu împărțitorul, atunci rezultatul împărțirii este 1. Adică 4 împărțit la 4 este 1. Sau 5 împărțit la 5, 1. 10 împărțit la 10, 1. Deci dacă avem de împărțitul egal cu împărțitorul, rezultatul împărțirii este 1. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Am să vă citesc imediat. Cele 4 albine au stat pe flori, s-au odihnit și au cules nectarul, sucul dulce al florilor. După ce s-au săturat de nectar, albinele au plecat la stupul lor. Hai să vedem cum au plecat. Deci luăm albinele, au zburat prin aer, adică prin văzduh, și s-au dus la stupul lor să pregătească, bineînțeles, mierea. Dar întâmplarea nu se oprește aici. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Au apărut 8 fluturași. Văzând florile, unul a spus: hai să ne împărțim în 4 grupe egale și să ne odihnim pe aceste flori. Dar câți fluturi vom sta pe fiecare floare? Noi suntem 8. Simplu, i-a răspuns un fluturaș care știa deja să facă împărțiri. Noi suntem 8 și ne împărțim în 4 grupe egale, adică 8 împărțit la 4 este egal cu 2. Hai să vedem. Deci avem cei 4 fluturași și unul dintre ei a spus așa: suntem, nu 4, 8. 8 fluturași împărțit la 4 flori. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 8? 2. Deci pe fiecare floare s-au așezat câte 2 fluturași. Sau pe fiecare floare s-a așezat o pereche de fluturași, pentru că 2 înseamnă o pereche. Așa am învățat noi în lecțiile trecute. Deci 2 fluturași s-au așezat pe o floare, alți 2 fluturași pe altă floare. Ia să vedem ceilalți fluturași cum s-au așezat. 2 pe floarea aceasta, 2 pe floarea galbenă. Deci, dragii mei, 8 fluturași împărțit la 4 flori este egal cu 2, adică am făcut grupe de câte 2 fluturași, sau 2 înseamnă o pereche, 2 fluturași, o pereche de fluturași, o pereche, încă o pereche, încă o pereche, încă o pereche. Avem în total 4 perechi. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Au stat fluturii și s-au odihnit. Apoi și-au luat zborul. Păi, dacă și-au luat zborul, hai să vedem cum își iau ei zborul. Deci a plecat unul,
A plecat și celălalt? A plecat și acesta? A plecat și acesta, deci toți au zburat în văzduh, adică au zburat în aer, în înaltul cerului. Văzduh înseamnă învelișul de aer al pământului, adică undeva sus, sus, sus. Fluturașii au zburat. Ce s-a întâmplat mai departe în povestea noastră? După ce fluturii și-au luat zborul, 16 buburuze au văzut florile goale și s-au hotărât să doarmă noaptea pe aceste flori. Ca să aibă loc, s-au gândit să se împartă în 4 grupe egale. Oare câte buburuze s-au odihnit pe fiecare floare? Păi haideți să vedem cum s-a întâmplat. Avem aici buburuzele. Uite, puteți să confecționați și voi, pentru că se fac foarte ușor. 2 cercuri lipite de culoare neagră, apoi decupăm un cerc roșu, îl tăiem în 2 părți egale, lipim așa cum vedeți la mine, da? Și apoi desenăm bulinele negre și punem și 2 cercuri albe pe care desenăm ochișorii. Deci cele 16 buburuze s-au gândit să se odihnească pe aceste flori, pe cele 4 flori, și să se împartă în grupe egale. Hai să vedem cum au făcut. O buburuză s-a așezat pe prima floare. O altă buburuză pe cea de-a doua floare. O voi pune un pic mai departe ca să stea mai bine, să nu cadă. O buburuză aici. Și o altă buburuză s-a așezat aici. De ce s-au așezat câte una? Pentru că ele voiau să facă grupe egale, dragilor. După ce câte o buburuză s-a așezat pe fiecare floare, celelalte buburuze, pentru că am zis că erau 16, au continuat să se așeze în ordine lângă surorile lor. Dar oare sunt 16? Ia să vedem. Cred că am citit eu greșit în poveste. Ia să vedem câte sunt. Nu sunt 16. Ia să vedem câte sunt. Așa, aici. Hai, drăguță, stai și tu la locul tău. Ce observăm, copii? Ia să vedem câte buburuze erau de fapt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci erau 12 buburuze, nu 16 așa cum am spus eu. De, profesorii mai greșesc și ei și să țineți minte acest lucru. Toată lumea mai greșește din când în când. Deci avem 12 buburuze, 12 care s-au împărțit pe cele 4 flori, adică s-au împărțit în 4 grupe, câte buburuze sunt pe fiecare floare.
Păi să ne uităm cu atenție. Pe fiecare floare sunt 3 buburuze. Cum verificăm dacă am scris împărțirea corect? Foarte simplu. Înmulțim câtul cu împărțitorul și trebuie să ne dea de împărțitul, adică 3 ori 4 este egal cu 12. Sper că ați înțeles. De fapt, dacă știm înmulțirea, ce număr înmulțit cu 4 ne dă 12, e foarte simplu. 3 ori 4, 12. Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe în povestea noastră. Cele 12 buburuze au dormit toată noaptea, s-au odihnit pe floare, pe cele 4 flori, apoi dimineața s-au trezit voioase și au zburat în văzduh, adică în stratul de aer înalt al pământului, și au zărit niște ghiocei care stăteau și râdeau fericiți la soare. I-au numărat și erau 16, grupați în mod egal pe 4 pâlcuri de iarbă. O buburuză a spus: "Ce frumos! Iată vestitorii primăverii! Oare câți ghiocei sunt în fiecare pâlc de iarbă? Păi hai să vedem!" Vom da deoparte florile și buburuzele. Am zis că au zburat în văzduh, adică undeva sus, în aer, pentru că sunt convinsă că voi știți că Pământul, planeta Pământ, este înconjurată de un strat de aer, deci în înaltul cerului. Și au văzut 4 pâlcuri cu iarbă, adică pâlcuri însemnând, uitați așa, zone din acestea cu iarbă, un pâlc, al doilea, al treilea și al patrulea. Așa, dragii mei copii, putem să facem ca lucrul acesta să arate și mai bine, ia că m-am gândit, facem altfel. Punem, uite, ca să se vadă mai frumos, arătăm zonele de ea, zonele cu iarbă, uite așa. Așa, aici unul. Și prindem cu scoci. Dar imediat să luăm o forfecuță. Ia să vedem cum facem. Aici încă o zonă. Încă un pâlc de iarbă. Încă unul aici, arată mai bine așa. Gata, și încă unul imediat. Gata. Deci pâlcuri, zone mici cu iarbă. Așa, și să vedem unde am pus ghioceii. Și ghioceii am zis că erau 16 ghiocei. Iar ghioceii îi vom așeza în mod egal aici pe pâlcurile de iarbă. Sau pe zonele acestea de iarbă.
dar nu știu cât să așez, dragii mei. Și atunci, pentru că sunt 16, facem așa. Punem întâi câte unul pe fiecare. Apoi mai punem încă unul. Mai punem un ghiocel, uite, îl voi pune așa ca să arate și mai frumos. Mai punem încă unul. Punem și aici unul. Bun. Dar ghioceii nu s-au terminat și atunci mai pun încă un ghiocel aici. Pun la fiecare grupă câte un ghiocel pe rând până îi termin pe toți. Depus. Așa. Și mi-au mai rămas 4 ghiocei pe care îi voi pune de asemenea. Uite așa. Unul aici. Unul aici. Unul aici. Și unul aici. Deci vă spuneam că buburuzele au privit cu admirație, le-au plăcut foarte mult ghiocei și au zis așa. Câți ghiocei? Avem 16 ghiocei care sunt așezați în 4 grupe, adică 16 ghiocei împărțit la 4. Observăm că dacă am împărțit 16 ghiocei în 4 grupe egale, în fiecare grupă am pus câte 4 ghiocei. Este egal cu 4. De 16 împărțit la 4 este egal cu 4. Cum ne verificăm? Înmulțim câtul cu împărțitorul. 4 ori 4 este egal cu 16. Copii, dar buburuzele nu au văzut numai ghioceii. În zborul lor au mai văzut 20 de bondari. Ia să vedem, dacă 20 de bondari îi împărțim în 4 grupe egale, oare câți bondari ar fi în fiecare grupă? Ne gândim, ce număr înmulțit cu 4 ne dă 20? 5. Verificăm. 5 ori 4 este egal cu 20. Buburuzele în zborul lor au zărit la un moment dat 24 de rațe sălbatice. Păi hai să scriem. 24 de rațe sălbatice care zburau împărțite în 4 grupe egale. Păi hai să vedem. Dacă împărțim cele 24 de rațe sălbatice în 4 grupe egale, câte rațe ar fi în fiecare grupă? Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 24? 6. 6 ori 4 este egal cu 24. Deci în fiecare cârd de rațe erau câte 6. Apoi au zărit 28 de gâște sălbatice, care culmea și ele
erau împărțite tot în patru grupe egale. Deci 28 de gâște sălbatice, 4 grupe egale și înotau fericite într-un lac din apropiere. Oare câte gâște erau în fiecare grupă? Ne gândim. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 28? 7. 7 ori 4 este egal cu 28. În drumul lor, buburuzele au zărit și 32 de broscuțe. Hai să scriem. Deci 32 de broscuțe. Broscuțele erau împărțite în 4 grupe egale și fiecare grupă cânta un cântecel. Îmi dau seama ce o răcăială era acolo. Păi hai să vedem câte broscuțe erau în fiecare grupă. 32 de broscuțe împărțit în 4 grupe. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 32? 8. Verificăm. 8 ori 4 este egal cu 32. Cu alte cuvinte, broscuțele erau împărțite în grupe de câte 8. Zburând în înaltul cerului, la un moment dat, buburuzele s-au întâlnit cu 36 de rândunele. Veneau din țările calde. Să scriem. 36 de rândunele. Rândunelele erau împărțite în 4 stoluri. Oare câte rândunele erau în fiecare stol dacă erau împărțite în mod egal? Deci 36 de rândunele, să calculăm, împărțit în 4 stoluri sau 4 grupe, egal cu. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 36? 9, pentru că noi știm tabla înmulțirii. 9 ori 4 este egal cu 36. Deci în fiecare stol, folosim cuvântul stol pentru păsări, în fiecare stol de păsări, de rândunele, erau câte 9. Ele veneau din țările calde și se duceau la cuiburile lor. Dar aproape de lac au zărit o mulțime de lăcuste. Le-au numărat și erau în total 40. Culmea e că și lăcustele erau împărțite și zburau tot în 4 grupe. Oare câte lăcuste erau în fiecare grupă? Deci 40 de lăcuste împărțite în 4 grupe egale. Hai să vedem oare câte erau în fiecare. Putem să le numărăm, dar neavând lăcustele, trebuie să ne gândim așa. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 40? 10. 10 ori 4 este egal cu 40. La un moment dat, buburuzele s-au întrebat, oare de ce? Culmea e că toate vietățile sunt împărțite în câte 4 grupe egale. Una din ele a răspuns, poate vor ca noi să învățăm foarte bine împărțirea la 4 și nu numai noi buburuzele, ci bineînțeles și copiii care se uită la această lecție. Dragii mei, sper că ați înțeles
împărțirea la patru, ca să nu stăm să tot numărăm pe buburuze, pe ghiocei sau pe altceva, să facem prin scădere repetată, cel mai bine să ne gândim la înmulțirea cu 4 și ne gândim așa, ce număr înmulțit cu 4 ne dă 4? 1. Și verificăm foarte ușor. Sau ce număr înmulțit cu 4 ne dă 8? 2 ori 4, 8. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 12? 3 ori 4 este egal cu 12. Gata! Imediat voi strânge buburuzele, pentru că se duc și ele la culcare. Și le voi pune în paturile lor să se mai odihnească puțin. Între timp voi vă odihniți, pentru că imediat vom lucra și alte exerciții interesante legate de împărțirea la patru. Să punem și ghioceii. Hai ghioceilor! Așa. Uite, unul a căzut, dar nu-i nicio problemă pentru că imediat îl luăm. Altul a căzut, cred că s-au supărat pentru că îi iau de aici, de pe tablă. Nu-i așa? Bun. Voi desprinde și pâlcurile de iarbă și imediat voi șterge tabla ca să lucrăm mai departe. Ar fi bine ca în momentul acesta să vă pregătiți voi un caiet, pentru că știți, se spune că scrisul este mama învățării, la fel ca și repetiția, și n-ar fi rău ca voi să și notați ceva pe caiet în cazul în care vreți să vă reamintiți sau uitați anumite lucruri, să le găsiți mai ușor decât să stați să urmăriți încă o dată lecția. Așa. Hai să vedem. Deci am făcut împărțirea la 4 și eu am mai pregătit câteva exerciții. Atenție! Primul exercițiu este tot sub formă de problemă. Spune câte vietăți sunt de fiecare fel dacă avem urși, triplul lui 4, întâi scriem problema și după aceea lucrăm. Deci spuneți câte vietăți sunt de fiecare fel dacă urși reprezintă triplul lui 4, vulpi, jumătatea lui 12. Jumătatea lui 12, iepuri, un sfert din patruzeci, ciocârlii, ciocârliile sunt niște păsări care cântă foarte frumos, câtul numerelor 32
și 4. Iar Albine dublul lui 10. Hai să vedem, dragii mei, cum calculăm. Deci avem mai multe viețuitoare sau vietăți sau ființe. Ființe însemnând tot ceea ce are viață, vietăți la fel, viețuitoare la fel. Avem vulpi, avem iepuri, avem ciocârlii și avem albine. Noi trebuie să calculăm câte avem din fiecare fel. Ce ne spune problema despre urși? Că urșii reprezintă numărul lor, reprezintă triplul lui 4. Cum calculăm triplul lui 4? Triplul se află înmulțind numărul cu 3. 3 de la 3 vine, da? Adică 4 ori 3 egal cu 12. Deci urși sunt 12. Ce ne spune problema despre vulpi? Vulpile reprezintă jumătatea lui 12, adică numărul lor reprezintă jumătatea lui 12. Cum se află jumătatea unui număr? Am învățat la împărțirea, lecția în legătură cu împărțirea la 2. Împărțim numărul la 2, așa aflăm jumătatea. Deci 12 împărțit la 2 este egal cu 6. 6 ori 2, 12. Ne-am și verificat. Atenție la acest cuvânt nou. Sfertul. Sfertul se află împărțind un număr la 4. Adică, uite, dacă eu aș avea, să zicem, 4 bile. Ia să vedem câte am pus eu aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și vreau să împart bilele în sferturi. Să pun în fiecare grupă câte un sfert. Aici un sfert, aici un sfert, aici un sfert, aici un sfert. Am zis că sfertul se află împărțind, scriu aici, sfertul se află prin împărțire la 4. Uite, dacă eu aș avea un pătrat, să zicem, da? Un pătrat. Cum aflu un sfert din el? Îl împart în 4 părți egale. Uite așa, un sfert, da? Deci un sfert înseamnă atât. A patra parte dintr-un număr. Cum aflu un sfert din 12 bile? Împart 12 bile la 4 și înseamnă câte? 3. Deci un sfert din 12 înseamnă 3. Adică așa, 3, 3, 3 și 3. Cum aflăm un sfert din 40? Împărțim numărul 40 în 4 părți egale. 40 împărțit la 4. Este egal cu ce număr înmulțit cu 4 ne dă 40? 10. Deci un sfert din 40 înseamnă 40 împărțit la 4 este egal cu 10. Deci nu uitați, jumătatea se află împărțind la 2, iar sfertul îl aflăm împărțind la 4.
Ciocârliile, aceste păsări care cântă frumos, reprezintă câtul numerelor 32 și 4. Adică cum facem? Câtul înseamnă rezultatul împărțirii. Deci, facem operație de împărțire. Cine ne spune că trebuie să facem operație de împărțire? Cuvântul cât? Pentru că rezultatul împărțirii se numește cât. Ne reamintim, la adunare rezultatul se numește sumă sau total, la scădere rezultatul se numește re sau diferență, la înmulțire se numește produs, iar la împărțire se numește cât. Adică, pentru că ciocărliile reprezintă câtul numerelor 32 și 4, numărul lor de fapt, înseamnă că facem așa, 32 împărțit la 4. Ce număr înmulțit cu 4 ne dă 32, dar spunem acest lucru în mintea noastră, 8. 8 ori 4, 32. Și mai departe avem de aflat numărul de albine. Numărul de albine reprezintă, hai să punem punctul mai jos să se vadă, dublul lui 10. Atenție! Dublul unui număr se află înmulțind numărul cu 2. Dacă ați uitat atunci când am făcut înmulțirea, când ați făcut înmulțirea la școală, ați învățat lucrul acesta. Dacă nu, îl învățați acum. Deci 10 ori 2 este egal cu 20. Hai să șterg partea aceasta ca să nu ne încurce. Gata, am șters. Am să iau și bilele. Și haide să încercăm să reținem. Deci, copii, triplul înseamnă să înmulțim cu 3, jumătatea să împărțim la 2, hai să nu arăt cu degetul, împărțim la 2, sfertul împărțim la 4, câtul împărțim la, facem operație de împărțire, iar dublul înseamnă să înmulțim cu 2. Sper că toată lumea a înțeles. Mai avem un exercițiu aici și v-aș ruga să fiți foarte atenți. De fapt, e un exercițiu mult mai simplu. Este, de fapt, o glumă. Se numește gluma puiului de vidră. Nu-i nevoie să mai scrieți, este suficient să fiți atenți. Gluma puiului de vidră. Ce este vidra? Este un animal carnivor, semi-acvatic, adică trăiește și în apă și pe uscat, care are degetele picioarelor lipite cu o pieliță, așa cum se întâmplă la picioarele rațelor și gâștelor, care înoată cu ușurință și se hrănește cu pește. Deci este un animal, da, un mamifer. Gluma puiului de vidră. O vidră îl întreabă pe puiul său: câți pești ai prins? Și puiul răspunde așa: am prins 8 pe jumătate, 9 fără coadă și 4 fără cap. Oare câți pești a prins? Păi hai să vedem cum rezolvăm această glumă. Deci el a spus așa, că a prins. Opt pe jumătate. Păi hai să tăiem jumătatea aceea. O jumătate din 8. 8 pe jumătate înseamnă 0, da? Dacă facem desenul, pentru că dacă aflăm jumătatea lui 8 sub formă de număr, înseamnă 8 împărțit la 2, adică 4. Deci, 8 pe jumătate sub formă de desen înseamnă 0. 9 fără coadă. Ia să-i tăiem coada lui 9.
Ce ne-a rămas? 0. Și 4 fără cap. Păi care este capul lui 4? Partea de sus, adică 1. Deci câți pești a prins puiul de vidră? A prins 1. Adică 8 pe jumătate, 9, cifra 9 fără coadă și cifra 4 fără cap. Sper că ați înțeles împărțirea la 4, sper că ați înțeles și gluma. Ronțăilă, tu ai înțeles? Dragi copii, am înțeles împărțirea la 4, dar cel mai mult mi-a plăcut gluma aceasta cu puiul de vidră care a prins niște pești și a mâncat 8 pe jumătate, 9 fără coadă și 4 fără cap. Mi-a plăcut cel mai mult. Dar sper că Ronțăilă nu rămâi numai cu gluma, sper că rămâi cu împărțirea la 4. Dragii mei, eu împreună cu Ronțăilă vă mulțumim pentru că ați participat la lecție și ne revedem la o altă lecție. Pupici! Pa!